Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit să urmăriți sinteza celor mai importante evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlament. Vă reamintesc că emisiunea poate fi vizionată și online pe site-ul TVR+. Iată ce veți vedea astăzi. Parlamentul a adoptat o nouă lege privind înființarea camerelor agricole. Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege prin care va fi redusă birocrația și vor fi sprijiniți antreprenorii. Dezvoltarea infrastructurii rutiere pare mai sigură dacă se face prin lege decât pe calea administrativă, ne-a declarat la rubrica Birou Parlamentar deputatul PMP de Bistrița Năsăud, Ionuț Simionca. O nouă lege privind înființarea camerelor agricole a fost adoptată de Parlament. Necesitatea unui partener de dialog real și serios în relația cu autoritățile publice cu competențe în domeniul agriculturii a fost invocată ori de câte ori în dezbaterea legislativului s-a aflat o inițiativă care să vină în sprijinul fermierilor. La dezbaterea din plenul Camerei Deputaților, discursurile aleșilor au fost aproape aceleași ca cele pe care le rostesc de 10 ani încoace. Înființarea, organizarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, industria alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală au la bază următoarele principii: descentralizarea, autonomia, profesionalizarea activității, parteneriatul și asigurarea resurselor. Pe lângă aceste principii enunțate în expunerea de motive de către reprezentantul PSD Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru Agricultură, se mai arată în documentul care stă la baza inițiativei legislative și faptul că responsabilitatea autorităților publice și locale este la fel de importantă ca și reprezentarea fermierilor, care trebuie să aibă șanse egale într-un mod transparent. Potrivit inițiatorului, din cauza disfuncționalităților care s-au constatat în ultima perioadă privind organizarea și desfășurarea efectivă a proceselor și a etapelor premergătoare înființării camerelor agricole la nivel județean, a fost necesar un nou act normativ. La fel ca și senatorii, specialiștii deputați au dat undă verde documentului. La dezbaterile generale care au avut loc în plenul Camerei Deputaților au existat atât puncte de vedere optimiste, cât și puncte de vedere pesimiste. Facem 10 ani acum de când 283, legea privind înființarea camerelor agricole a primit aprobarea noastră. 10 ani în care structurile astea trebuiau să funcționeze. 10 ani în care guvernele care s-au succedat, din motive politice, din varii motive, uneori financiare, n-au reușit să pună în practică această lege. Acum venim cu altă lege, abrogăm legea care a fost adoptată acum 10 ani și venim cu altă lege, spunem noi, care este mai bună și anticipăm că o să mai dureze încă 10 ani ca să creăm o structură care să fie adaptată la nevoile și necesitățile de dezvoltare ale celor care se ocupă de agricultura în țară, de fermieri. Până în momentul de față, cei care sprijină, între ghilimele, dezvoltarea agriculturii, sunt toți structurile comuniste. Direcțiile agricole, OSPA, toate structurile care au fost lăsate moștenire de vechiul Partid Comunist. Din păcate însă, voința politică a lipsit în toată această perioadă pentru a face ca aceste structuri care aveau rolul de a veni întâmpinarea fermierilor, să acceseze banii europeni, să se dezvolte. Spațiul rural este mult lăsat în urmă, fraților. N-au primit sprijinul politic necesar. Legea, într-adevăr, nu s-a putut aplica. A fost modificată de N ori. Prin fel și fel de modalități, tot inaplicabile. Acum ni se propune un proiect de lege care să înlocuiască vechea lege. În anumite articole se vorbește chiar despre structurile care au fost înființate prin vechea lege. Am parcurs cu mare atenție ce ni se propune. Noi credem că nici această lege nu va putea fi aplicată. Ca atare, noi, în forma în care a ieșit de la comisie, nu putem susține proiectul de lege. Vă mulțumesc!
Aplicabilitatea legii ține de guvern și cred că dumneavoastră și noi cu toții putem să facem presiune politică și putem să depunem eforturi pentru ca ulterior guvernul să adopte normele de implementare de care avem nevoie pentru ca această lege să fie funcțională. Și, dragi colegi, dacă vă întrebați de ce agricultura din state precum Franța, Polonia funcționează, este pentru sau și pentru că există structuri, pe lângă cele asociative, există structuri de genul camerelor agricole care funcționează și care reprezintă într-adevăr fermierii și oamenii care vor să facă agricultură. Nu guvernul organizează alegerile pentru structurile de conducere ale camerei agricole și la nivel județean. Deci, din punctul ăsta de vedere, haideți să nu pasăm guvernului responsabilități pe care nu le are. Guvernul are responsabilități minimale în punerea în practică a acestei legi. Deci, din acest punct de vedere, toată responsabilitatea revine Parlamentului în modul cum elaborează această lege și cum instituie reguli și principii de transpunere în practică. Guvernul a fost sărit din această schemă a implementării acestei legi. Și știți foarte bine și noastră. Legea care stabilește modul de înființare, organizare și funcționare a camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală județene și a Camerei Agricole Naționale a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Legea va intra în vigoare după ce va fi promulgată de președintele Klaus Iohannis. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care este interzisă comercializarea produselor care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin lege sau a căror proveniență nu este dovedită. Comisia Europeană a aprobat o garanție de stat în valoare de aproximativ 19,3 milioane de euro în favoarea companiei aeriene Tarom. Vă invit să aflați mai multe amănunte din rubrica Știrilor pe scurt. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care este interzisă comercializarea produselor care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin lege sau a căror proveniență nu este dovedită. Prin documente de proveniență se înțeleg, după caz, factură, factură fiscală, avizul de însoțire a mărfii, documente vamale, factura externă sau oricare alte documente stabilite prin lege. Amenzile contravenționale prevăzute sunt de la 2.000 la 20.000 de lei. Senatul a adoptat deja proiectul de lege, iar Camera Deputaților este forul decizional în acest caz. Camera Deputaților a adoptat modificări ale legii privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar. Medicii veterinari vor avea exclusivitate în mai multe domenii de competență, cum ar fi consultarea, diagnosticarea, tratarea animalelor, controlul, comercializarea și utilizarea produselor medicale veterinare. Potrivit unui text nou introdus, administrarea produselor medicale se face doar de către medicul veterinar cu drept de liberă practică sau de către personalul de specialitate cu studii medii angajat în cadrul unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, după prescrierea și sub supravegherea sau sub responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă practică. Comisia Europeană a aprobat o garanție de stat în valoare de aproximativ 19 milioane de euro în favoarea companiei aeriene Tarom. Măsura are ca obiectiv despăgubirea companiei aeriene pentru pierderile provocate direct de pandemia de coronavirus din perioada 16 martie-30 iunie. Atunci, Tarom a trebuit să-și anuleze majoritatea zborurilor programate, ceea ce i-a afectat puternic cifra de afaceri. Sprijinul de stat va lua forma unor garanții de stat, iar Comisia consideră că măsura adoptată de România va acoperi pagubele care au legătură directă cu pandemia de coronavirus. O firmă independentă de audit va verifica ajutorul care nu trebuie să depășească pagubele suferite în perioada 16 martie-30 iunie. Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege dintr-un pachet de 7 inițiative legislative prin care va fi redusă birocrația și vor fi sprijiniți antreprenorii. De asemenea, tot deputații au mai aprobat proiectul pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Inițiatorii proiectului de lege pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
afirmă că procedura pentru restituirea acestor proprietăți trebuie să fie cât mai simplă, cu o durată cât mai scurtă și cu cât mai puține elemente de birocrație. Proiectul pe care îl avem în dezbatere se referă la un subiect foarte dureros și anume una din traumele regimului comunist. Pe foarte scurt, proiectul își propune să simplifice și să eficientizeze procedura aplicabilă și să acorde un minim de respect și înțelegere față de toți cei care au suferit în perioada comunistă. Suplimentar de acest lucru, proiectul conține și două prevederi foarte importante privind supraviețuitorii Holocaustului din România și recunoașterea reciprocă a documentelor emise pe acest subiect, respectiv Holocaustul, de către Statele Unite, statul Israel și alte state din lume. Este un gest mai mult decât de normalitate pe care îl facem, cu atât mai mult cu cât vineri în România se marchează Ziua Națională de Comemorare a Victimilor Holocaustului. Legea prevede că în baza cererii, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților emite pe parcursul a 5 ani consecutivi titluri de plată în tranșe anuale egale în limita valorii stabilite prin decizia de compensare. Potrivit unui amendament, vor fi analizate cu prioritate cererile formulate de persoanele supraviețuitoare ale Holocaustului, aflate în viață la data publicării în Monitorul Oficial a acestei legi. Actul normativ a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Tot în cadrul aceleiași ședințe de plen, deputații au adoptat două proiecte de lege prin care va fi redusă birocrația și vor fi sprijiniți antreprenorii. Cele două acte normative fac parte dintr-un pachet de 7 inițiative legislative pentru debirocratizare și transparentizare. Unul dintre proiecte abrogă legea 12 din 1990, care instituia obligația depunerii declarației privind adaosul comercial. Este un proiect care, așa cum indică și titlul, abrogă o lege. Și abrogă o lege arhaică, o lege din 1990, care face ca în România să se întâmple un lucru unic în Europa, adică să trebuiască să afișăm acel afiș în care spune adaos comercial între 0 și 400.000% sau cifre de genul acesta, sau între 0 și infinit, cum am mai văzut. Motivul pentru care a fost dată acea lege în 1990 este pentru că Parlamentul de la acea dată încă avea impresia că profitul este un lucru rău, care trebuie combătut, un lucru murdar, un lucru care nu trebuie să se întâmple, și reflecta mentalitatea, probabil, de la epoca aceea în care eram proaspăt ieșiți de sub comunism. România este pe ultimele locuri în Europa, în clasamente de ușurință de a face, de a întreprinde și de a face o firmă și de a opera o firmă. În general, statul român a preferat să îngroape antreprenorii în hârtii, să le dea tot felul de obligații și să-i amendeze, evident, dacă nu le îndeplinesc. Multe din aceste obligații sunt imposibil de îndeplinit toate în același timp, orice control te poate găsi cu ceva și tocmai aceasta este problema. Că noi avem instituțional, ca stat, optica că orice antreprenor este un potențial infractor și este tratat ca atare. Asta trebuie să se schimbe și trebuie să cerem mai puțin timp din viața antreprenorilor pentru birocrație și să le dăm mai mult timp pentru afacerile lor, pentru firmele lor, pentru a produce ceva în societate, pentru a crea valoare adăugată, pentru că până la urmă tot ce vedem în jur, de la salarii, la pensii, la investiții publice, autostrăzi, ce s-a vorbit astăzi, subvenții agricole, totul se plătește din banii oamenilor acestora. Un proiect cât se poate de bun, care, așa cum spunea și colegul meu, vine să reducă birocrația aceasta inutilă pentru antreprenorii din România, pentru cei care produc ceva în țara aceasta, plătesc taxe și impozite, creează locuri de muncă, un sector care trebuie încurajat. Proiectul acesta vine, într-adevăr, să elimine obligativitatea aceea de a afișa adaosul comercial, o îndatorire complet învechită și de secol 20. Al doilea proiect modifică legea societăților comerciale adoptată tot în 1990, prin care elimină acțiunea în opoziție a ANAF, permițând astfel funcționarea mai ușoară a firmelor.
În România avem o procedură care se numește acțiunea în opoziție pe care ANAF-ul o poate face la transferul de părți sociale, o procedură foarte nevoioasă care este abuzată de multe ori. Pentru câțiva lei se poate întârzia cu până la 6 luni de zile transferul unor părți sociale și este și foarte ușor de ocolit de cineva care chiar ar vrea să facă ceva care este imoral, să spunem. Acest gen de prevederi, în general, au fost prevederi care fac rău la 99% din economie, de dragul de a încurca puțin câțiva evazioniști, care oricum nu sunt încurcați, că ei oricum se descurcă să dea tunurile pe care le dau și să-și facă treaba. Și dacă ne uităm la istoricul legislativ, în 2010 și în toate momentele în care au fost înăsprite și adăugată birocrație suplimentară asupra mediului de afaceri pentru în teorie, a-l împiedica să facă evaziune, nu a funcționat. Evaziunea a tot crescut, gapul de TVA a tot crescut. În schimb, ce s-a întâmplat? Tot în antreprenorii onești am dat, tot pe ei am îngreunat și, evident, economia n-a avut decât de suferit și implicit și bugetul de stat. La finalul dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților cu 273 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Deputatul de Bistrița Năsăud al Mișcării Populare, Ionuț Simionca, are experiență în managementul companiilor, atât în țară cât și în afară. Preocupat să găsească soluții pentru problemele semnalate de cetățeni, Ionuț Simionca este de părere că infrastructura rutieră a țării poate fi dezvoltată mai curând prin inițiative legislative decât pe calea administrativă. Urmăriți rubrica Birou Parlamentar. Domnule deputat, ne revedem după o perioadă lungă, după o campanie electorală fierbinte. Spuneți-mi, vă rog, care sunt impresiile dumneavoastră după această lună pe care ați petrecut-o în mijlocul alegătorilor? Într-adevăr, în aceste două luni de campanie și o lună de pre-campanie am reușit să vorbim cu mai mulți cetățeni și oamenii sunt supărați. Au nemulțumiri din perspectiva administrativă, dar în același timp au și nemulțumiri din perspectiva guvernamentală, din perspectiva restricțiilor, din cauza că guvernul, de exemplu, pe IMM Invest, acest proiect prin care sprijină investitorii mici, mijlocii și aduc aceste împrumuturi pentru firme ca să-i țină pe piață, nu a funcționat mai deloc. Și sunt multe, multe alte supărări, măștile în școli, lipsa lor, lipsa măștilor pentru profesori. Deci este o nemulțumire constantă în viața românilor de zi cu zi. La Bistrița avem foarte multe probleme. Vorbim de infrastructură, apă, canal, vorbim despre asfalt, despre trotuare, iluminat public. Sunt multe străzi de pământ care sunt trecute în nomenclatorul străzilor ca fiind deja asfaltate și nu este asfalt deloc. Ba mai mult, pe una dintre străzile din Bistrița, în mijlocul ei, o stradă de vreo 5 km, s-a turnat un petec de asfalt de vreo 16 metri. Adică o batjocură la adresa cetățenilor. Bine că am reușit să scăpăm de administrația PSD și să sperăm că viitorul primar de dreapta va pune lucrurile în mișcare puțin. Care sunt proiectele legislative pe care le aveți în vedere pentru această perioadă? Da, chiar astăzi discutam în plenul Parlamentului. Propunerea mea legislativă, Autostrada Nordului, cuprinde 5 județe. Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Clujul, Bistrița Năsăud, plus că ajunge până la Suceava. Deci este un proiect de investiții important pentru zona noastră, de care se vor bucura 2,5 milioane de locuitori, un proiect care, din perspectiva financiară, va crește potențialul zonei și nivelul de trai, până la urmă. Că de-aia suntem aleși în Parlament și oriunde, în orice funcție de demnitate publică sau într-o altă funcție de conducere, pentru a face treabă pentru cetățeni. Că la noi în țară problema a fost tot timpul lipsa continuității. Venea un guvern, promitea ceva, plecau, veneau ceilalți, greau o moștenire, n-am avut bani, nu am putut, iară se refac studiile de fezabilitate, iară se reiau licitațiile, așa, când ai o lege, nu contează ce culoare are guvernul, după ce acea lege a trecut și este promulgată, trebuie implementată. Chiar dacă durează 5, 10, 15 ani, se va construi autostradă, așa, de 30 de ani stăm și nu avem nimic. Da. Și oamenii sunt supărați și nemulțumiți. Vă dați seama că în economiile mari ale lumii se calculează forța economică în kilometri de autostradă. Noi nu avem așa ceva. Spuneați că mai aveți un proiect de lege la care lucrați? Da, și pe care îl depunem săptămâna aceasta în Parlament. Este un proiect prin care ne dorim să eradicăm cerșitoria.
Și conceptul e destul de simplu, este un proiect care intervine în două legi și nu face altceva decât să îi încurajeze pe cetățenii care primesc sprijin de la stat, acel venit minim garantat, să fie cetățeni onești față de stat, adică să nu încalce legea, cum ar fi cerșitoria sau punerea copiilor la cerșit sau lucruri care deja sunt ilegale, doar că noi condiționăm acest lucru. De exemplu, dacă primești acest venit minim garantat sau orice fel de sprijin de la stat și tu ai fost găsit la cerșit sau copiii acelei persoane au fost trimiși la cerșit, automat acele persoane își pierd sprijinul statului. Pentru că cetățenii trebuie să aleagă. Dacă ai nevoie de sprijin, atunci trebuie să respecti legea. Dacă încalci legea, atunci noi trebuie să te sancționăm într-un fel sau altul. Și cred că majoritatea persoanelor care practică cerșitoria sunt persoane sprijinite de statul român și cred că această condiționare de responsabilitate, să zic așa, față de stat și de bun simț până la urmă, că noi, plătitorii de taxe și impozite, susținem persoanele care nu au șansa să se dezvolte, care nu au șansa să-și găsească un loc de muncă, dar în același timp avem pretenția să aibă un comportament decent în comunitate și un comportament normal. De unde v-a venit ideea? Ați observat multe cazuri din acestea? Din studiile făcute am înțeles că majoritatea persoanelor care sunt și practică cerșitoria sunt persoane care sunt sprijinite de stat. Și atunci eu m-am gândit la o metodă sau un fel de a descuraja cerșitoria, plus că trebuie să ne gândim la cei copilași. Majoritatea copiilor care sunt trimiși la cerșit nu au un viitor. Trebuie să ne gândim cum îi scoate. Se ducă la școală, ei se duc pe stat. Da, și fac acest lucru nu pentru că își doresc să fac acest lucru, pentru că părinții trimit la cerșit și noi trebuie să îi protejăm pe copilași, pe minori. Trebuie să avem grijă să aibă o educație normală, să aibă făcute analize, să ne asigurăm că sunt sănătoși. Și acest proiect legislativ este mai amplu, are în vedere și aceste lucruri de verificare a copilașilor pe care îi găsim în stradă la cerșit, de punerea în vedere a părinților că data următoare se va lua acest sprijin din partea statului. Și cred că, până la urmă, e o chestie de responsabilitate. Dacă vrei să fii ajutat de stat, vrei să beneficiezi de acest ajutor social, de acest venit minim garantat, trebuie să dai dovadă de corectitudine față de stat prin respectarea legilor. Adică nu poți să fii și sprijinit să încalci și legea. În primul rând trebuie să punem copilașii pe primul loc și sănătatea și siguranța acestora, pentru că dacă nu urmează școală, după aia avem alte probleme în societate. Exact. Ajung să fure, ajung să facă să încalce legea în mai multe sensuri. Și atunci asta a fost și ideea, să-i descurajăm pe partea de cerșitorie. Este un pas important și știm cu toții că avem o problemă oriunde mergem în centrele orașelor sau nu numai, vedem acești cerșitori. Eu înțeleg că nu au surse de venit și de aia statul le acordă acest venit minim garantat, dar în același timp nu putem permite încălcarea legii. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii de astăzi, emisiune pe care o puteți găsi integral pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră pe Facebook și Instagram la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!